Dacă arunci o piatră, pe loc începe furtuna. Ciudățenia se petrece în inima munților Maramureșului, pe lacul Vinderelul. Oamenii sunt convinși că locul este blestemat pentru că acolo au pierit zeci de tineri. Dacă băgați ceva piatră, că nu-i voie, că pe urmă apare ploaia. Nu voie să bagă ceva piatră acolo, dacă aruncați, nu-i voie, nu. Situat în parcul munților Maramureșului, chiar la baza vârfului Farcău, lacul Vinderelul pare blestemat. Oamenii spun că fiecare piatră aruncată în lac aduce o groaznică furtună asupra întregii localități. Dacă merg în mijloc în lac, nu mă ieșe. E invertizul și îl trage. Trage în vertizul jos, îl trage și nu mai iese, gata. Am văzut. Așa ce ați văzut? Eu când am văzut că am mărs bibulul acolo și copiii au dat cu pietrele și au mărs la mijloc și nu mai ieșit. Ce a tras ceva? No. Lacul, tras lacul. Localnicii spun că orice ființă vie s-ar apropia de apă este trasă în adâncuri de o forță necunoscută. S-au scăldat o fată, au plecat cu vreo 15 sau 16 boi acolo s-au potmolit și 3 bibole sau cât. Și a tras apă. E adânc. Cineva a reușit să măsoare ce adâncime are sau niciodată? Niciodată. Nimeni nu i-a dat de capăt. Nu, au aruncat băieții pietre și la distanța, când au la vreo 15-16 minute a ieșit de acolo. Bătrânii au încercat să găsească o explicație pentru forța uluitoare pe care o are apa Vinderelului. Nimeni nu a reușit până acum să găsească o explicație pentru vârtej. Unde are uciul ăla? Animale se scalde, trec prin el, dar dacă de la mijloc, apoi nu mai iese. Se duce la mare. La mare, direct la mare se duce. Zice că un cioban mai de mult avea o botă de oaie așa. Și și-a scris numele pe bota aia. Și a scăpat în Vinderelul ăla. Și la 7 ani s-a întors bota înapoi. Deci s-a dus la fund, s-a dus în mare, s-a întors înapoi și a ieșit iară pe Vindere. O fată a vrut să se mărite, s-a dus cu niște femei care au lăsat-o în lac, dar au legat-o cu o funie să nu se nece. Bine, nu s-a băgat ea mult. Și se spune că a prins-o ceva forță din lac și a tras-o înăuntru și au zis că mai bine lăsați-mă să mor decât să mă rup în două. Și era exact, am văzut acolo, mai de mult, era o cruce. Oamenilor le este frică și să vorbească despre duhul din apă. Ca să se apere, ei au ridicat o cruce în apropierea lacului. Specialiștii îi liniștesc pe localnici și spun că lacul nu prezintă niciun fel de pericol. Cu o suprafață de aproximativ un hectar, lacul Vinderelul se alimentează din topirea gheții și din ploi.